preacuvioși și preacucernici părinți, preiubiți și dragi întru Hristos, frați și surori creștini, slăvitul praznic al nașterii Domnului nostru Iisus Hristos umple sufletele noastre de lumină și face, de bucurie sfântă. Hristos se naște, slăviți-L! Hristos din cer, întâmpinați-L! Hristos pe pământ, înălțați-L! Ne aducem aminte în această zi binecuvântată de primul colil, de doxologia îngerească, cea pocărâtă pe pământ din cerurile lui Dumnezeu. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace, între oameni bunăvoire. Slăvitul praznic al nașterii Domnului nostru Iisus Hristos să aducă în lumea întreagă, în țara noastră, în viața și sufletele noastre, pacea mult râvnită. Pacea este o dorință nu doar a creștinilor, ci a umanității întregi. Dar aceasta devine și cea mai înaltă vestire a sărbătorii nașterii Domnului. Pentru că Hristos pruncul vine în lume nu spre moarte, ci să aducă pacea și viața. Și ca lumea viață să aibă și din belșug să aibă. Dumnezeu cuvântul, Fiul lui Dumnezeu, Creatorul cerului și al pământului, vine din slava Tatălui, Cel nemărginit în cape în pântecele Fecioare și se naște din mamă fără de tată și de la Duhul Sfânt și de tată fără de mamă, mai înainte de toți vecii. Preiubiți credincioși ai Sfintei noastre biserici, sărbătoarea nașterii trebuie să ne aducă aminte despre iertare și despre împăcare. Or Hristos vine în lume ca să-L împace pe om cu Dumnezeu, ca să strivească zidul nepăsării, cel care a despărțit pe omul căzut în păcatul neascultării de al său Creator. Dumnezeul nostru cel veșnic vine în lume ca pe om să-L ridice de la pământ la cer. Cerurile se pleacă către cele de jos, iar cele de jos, omul ca și coroana creației și toată suflarea se bucură de această slăvită sărbătoare. Sărbătoarea nașterii Mântuitorului Hristos să ne facă pe noi toți mai buni, mai cu dreaptă cugetare, să fim în unitate. În primul rând să iubim Sfânta noastră Biserică, să fim fideli ortodoxiei, să-L mărturisim pe Hristos, așa cum au făcut-o strămoșii noștri, să ne apărăm credința drept măritoare, să ne rugăm pentru toți și pentru fiecare, ca să nu se apată nori negri asupra Bisericii, ci toți în același cuget și la aceeași simțire creștină și civică, să-L mărturisim aici pe Hristos, în țara noastră, în biserica noastră și așa să rămânem creștini fideli și cetățeni buni ai statului nostru, Republica Moldova. Hristos se naște, slăviți-L! Felicitări cu Sfânta Sărbătoare!